Am revenit pentru voi pentru că astăzi este o zi specială. Cu siguranță, cu toții știți. Hai să vedem despre ce e vorba. Așa că, cu toții știți că a venit noul sezon, noul update și de-abia așteptam să vină și eu. Din păcate eu momentan încă nu cumpăr brawl pass-ul. Sau stați așa să văd de ce am nevoie așa. 41 de gems. Și ca să activezi îți trebuie 169. Deci ar trebui să cumpăr 130 de gemuri. Cât mai costă 130 de gemuri? Iar dau bani. 130 de gemuri, 170, deci practic tot atât trebuie să iau, adică 170 de gemuri, 50 de lei. Băi, ești nebun la cap. Ok, momentan încă nu o să vreau, să le iau undeva când o să ajung la tier 30 ca să le iau și eu pe bază. Cam ceva de genul acesta, că am văzut că este gratis bază la tier 30, ca data trecută cu Bell, dacă nu mă înșel. Hai să vedem ce mai avem noi pe în Brawl Pass. Ceva nou? Un skin? A, da, skin-ul pe bază la sfârșit, foarte șmecher, cu ochelari. Hai să vedem și noi, să facem și noi câteva quest-uri aici. Ok, o să facem la solo, pentru că mai am nevoie de un singur trofeu pe Colt și o să îl fac de 550 de trofei. Băi, din câte am văzut, nu știu de ce, dar mi-a trimis tot așa George din club, mersi tare mult pentru idee, pentru că că există un hack, dacă nu mă înșel, un club care cică toți l-au pe bază. Adică ca și când ar fi, să înțeleg. Bă, de ce te bagi în mine? Nu înțeleg. Adică știi că n-ai șanse. Că un club care toți l-au pe bază? Adică pe bune. Nu mai știu, o să scriu clubul pe ecran să văd exact care era, pentru că nici eu nu mai țin minte, bosule. Și mi s-a părut atât de ciudat. Hai să fug de aici, pentru că nu vreau să mor. Am nevoie de un singur trofeu și nu vreau să mă risc. Nu mai știu care era clubul, sincer, dar oricum mi s-a părut foarte interesant, pentru că toți, clubul ăla era destul de ciudat, pentru că practic și că toți erau niște boți și toți le aveau pe bază. Dar din câte am văzut, cumva s-a remediat situația asta, pentru că am văzut că și... Mamă, deja locul 4! Am asigurat 500 de trofei, ok? Și ieri, de exemplu, seară, a fost și un maintenance break. Eu nu am reușit să postez nici ieri două episoade, pentru că nu am timp și tocmai de aceea o să încerc pe cât mult posibil să... cum să zic? Haide-o! Dă-i. Tot aștept aici să vină ăștia să se mai omoare între ei. Deci o să mă revanșez față de voi dacă nu postez două episoade în fiecare zi. Așa că asta e. Mai are lumea și treabă. Bun. Mort, locul 3, hai că e bine și asta, măcar am reușit să fac. Ho, 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 554 de trofee, hai că e bine. Bun, bun, bine de tot. Mai pu, mai și, uite mă pe free shop, stai bă, că eu nu am intrat pe shop, să văd și eu ce am pe free shop, ia. Ok, nimic interesant, ok, ce mai avem? Pe Bell, din câte văd, 254, oh, oh, oh. Sincer mi-aș lua pe Bell. Hai să deschidem și noi asta, pentru că oricum nu știu dacă să reușim să facem vreun quest în episodul ăsta. Deschidem și noi, îi luăm pe toți la rând, pentru că nu vreau să strâng boxurile. Ok, mai avem încă un box, mai avem ceva? Nu, momentan nu. V-am zis, eu o să-mi cumpăr Brawl Pass-ul în momentul în care o să ajung undeva la tier 30 sau ceva de genul acesta. Exact ca data trecută o să vreau să facem. Aici să mai luăm încă ceva pe aici, dar nu știu ce aș putea să... Hai să vedem pe cine mai trebuie să mai facem de 550 de trofee. 553, 500... Uite, pe Dynamite ar trebui. Mamă, am mulți care trebuie să-l fac. Uite, Dynamite, tu, Rosa... Mamă, ce-a scăzut cu Rosa. Pe... Mai trebuie unul pe Bibi și atât. Ok, cred că aș putea să joc cu Pam sau cu Bibi, sincer. O să-i dau upgrade la Bibi. Și hai să jucăm.
Băi, clubul ăla mi s-a părut atât de ciudat. Hai să vedem. Așa că dacă scriți, știți voi, hack-uri pentru bază și așa mai departe, cu siguranță nu cred că există, adică să iei, știi? Bă, dă-te, bă, du-te, bă, dă boschetara. Doamne, iartă-mi ce mi-s urâți și antipatici ăștia care stau la boschetăreală acolo. Dar și eu stau la boschetăreală, dar și eu zic, dar na. Dar mă enervează, știi? Adică totuși eu când văd că cineva... Ăsta, băi, lasă-l acolo, treaba lui. Dar nu înțeleg de ce nu i s-a dat hit, asta nu înțeleg, că totuși am dat. Firai tu să fii de boschetars, tu! Bă, nu mă risc, sincer. Mi-o iau pe cocoașă grav, gata. Mamă, nu mai Dynamite! Tu-i Dynamite și... Bă, fratele meu, bă! Ia uite, mă, un cațaș. Ia uite, mă, fratele meu, ce... Ia uite, mă, un cațaș, deci amândoi boschetari. Ia uite, mă, mâncaule. Vai de capul și de zilele mele, fratele meu. Deci mai spune-și ceva, bă, că sunt conjurat, ce să fac la boschetarii ăștia? Sincer acum, ce să le mai fac, ce să le mai fac? Deci uitați-vă puțin, în cața gură. Deci uitați-vă puțin. Ia uite ce fel încerc și eu să fug, bă, 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 dar toți pe mine, mă, dă-te încolo de treabă, adică mi se pare penibil, toți. Mai spune-și ceva, frate. Deci măcar am reușit să fac. Aaaa! Deci nu vine să cred cum am reușit să câștig. Dă-te, bă, de aici. Dă-te, bă, de aici, că am reușit. Nu vine să cred ce match. Deci, bă, la un moment dat erau 4 pe mine, 2 Dynamite, un Shelly și mai era și Colt. 4! Și tot am reușit. Mai am nevoie de un trofeu. Valeu, doamne, mor! Bă, ce meci! Doamne, iartă-mă! Nu vine să crea, hai să deschidem și... am 10 gemuri! Bă, dar stai așa, că mai dădea gems pe aici. Uite, dacă reușesc încă 10 gems... Haide, bă! E bine, e bine, e bine! Mamă, frate, așa că ne vedem la ora 5 după amiază. Astăzi, cu siguranță, o să postez și la ora 5, așa că fiți pe fază și o să fie nebunie. Salutare!